Polițiștii din Mehedin cercetează acuzațiile grave aduse la adresa unui bărbat de 64 de ani de o minoră de numai 12 ani din drobeta Turnul Severin. Copila susține că bărbatul a acostat-o de două ori pe o stradă din localitate sub pretextul că are nevoie de ajutor. Apoi a agresat-o sexual. La a doua încercare, copila l-a recunoscut pe individ și a anunțat jandarmii care au venit și l-au identificat. Apoi l-au dat pe mâna polițiștilor. Aceștia au întocmit un dosar penal pentru agresiune sexuală după ce pe numele individului a fost depusă o plângere la poliție. Mama fetiței povestește că primul și cel mai grav incident s-a produs în 23 mai. Copila a fost acostată de bărbat care i-a spus că are nevoie să fie îndrumat spre piață pentru că nu cunoaște orașul. Având același drum, fata i-a spus că îl însoțește și îl va îndruma, numai că bărbatul ar fi atras-o într-o zonă mai puțin populată, unde au urmat clipe de coșmar pentru fată. Pe strada Crișan, în apropiere de casa tineretului, a fost oprită de acest domn în vârstă, rugându-o să-l ajute să găsească piața Mircea, că el nu este din oraș, este din Timișoara. Fiica mea mi-a zis că semăna cu un bunicuț, adică a vrut să-l ajute. Dacă poate, i-a zis dacă poate să meargă în acea direcție cu el, că el nu știe să ajungă în piața Mircea. Dar nu au ajuns să stea pe bancă, pentru că acel domn, dintr-o dată, a prins-o de amândouă mâini, mi-a explicat, mama avea o forță foarte mare, nu mă așteptam la un bunicuț atât de, pentru că ea nu reușea să scape, a prins-o de mâinile amândouă și a încercat să o sărute pe gură. Scăpată de o trecătoare din mâinile individului, copila nici nu a povestit mamei cele întâmplate, însă, într-o altă plimbare prin oraș, s-a întâlnit cu un echipaj de jandarmi aflat în patrulă și a povestit întreaga pățanie. Jandarmii au dat un număr de telefon la care să sune și să ceară ajutor, ceea ce a și făcut copila ieri când bărbatul a încercat din nou să o acosteze. L-a recunoscut pe loc și a cerut sprijinul oamenilor legii. La semafoare, deci semaforul Crișan cu bulevard, acolo din nou l-a recunoscut după voce, a zis că avea aceleași haine, nu știu dacă în totalitate, chiar toate, dar după voce, să-l ajute să ajungă în piața Mircea, că este din Timișoara, tot aceeași replică a folosit și nu mai știu exact ce replică i-a zis fiica mea, dar deja era în temă, adică știa prin ce trecuse și uite că a reușit, a sunat, a apelat pe numărul acela de la jandarmerie și în 2-3 minute, în câteva minute, într-adevăr, a venit un echipaj, au ținut-o în telefon. În ora de 12 ani a solicitat sprijinul jandarmilor după ce a fost abordată pe stradă de către un bărbat care a încercat să o agreseze și în urmă cu o săptămână. În timp ce se deplasa pe o stradă din municipiul Drobeta Turnul Severin, în cursul zilei de ieri, fetița a fost abordată pe stradă de către un bărbat care, folosindu-se de pretextul că nu cunoaște orașul, dorește să o însoțească. Fetița l-a evitat și a solicitat sprijinul jandarmilor. Pe baza indicațiilor telefonice și a semnalamentelor transmise, bărbatul a fost prins în scurt timp de jandarmi. La fața locului s-a prezentat și mama fetiței, care le-a mulțumit jandarmilor pentru operativitate. Individul a fost dat pe mâna polițiștilor, dar nu și-a recunoscut fapta. Oamenii legii i-au întocmit dosar penal și fac cercetări acum pentru agresiune sexuală. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală. Verificările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt, iar în funcție de rezultatul acestora, vor fi dispuse măsurile legale. Surse oficiale spun că ar mai fi fost raportate cel puțin 3 situații în care minore au fost agresate de o persoană în vârstă în zona în care s-a produs agresiunea, cazuri rămase deocamdată neelucidate.